September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Bună, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu. În clipulețul de astăzi vreau să vă vorbesc despre produse care mie nu îmi plac. Asta nu înseamnă că nu sunt produse bune, poate pentru alte persoane funcționează. O să vă explic oricum la fiecare unde a fost problema și de ce spun eu că nu îmi plac sau că nu sunt ok. Și să trecem mai departe, dar nu înainte să opresc aici clipulețul ca să puteți să dați un like, un subscribe și să aprindeți și clopoțelul pentru a fi notificați mereu atunci când eu postez. Aștept! Bun, putem să continuăm. Prima e paleta asta de la Violet Voss, Drenched Metals, Metal. Da, este absolut, nu-mi place, pur și simplu. Are doar două nuanțe mate în toată paleta, aceasta de tranziție și un negru. Ceea ce să zicem, am destule palete, hai să zicem că nu mă deranjează asta, dar în afară de nuanțele astea, deosebite restul nuanțe pe care le întâlnești în orice paletă, toată ziua, pe orice stradă. Așa că nu mă uimesc și nu sunt, nici nu au acel ceva, nu știu, nu sunt foiled, nu au glitter în ele, nu au nimic deosebit. Sunt niște nuanțe așa tristuțe din punctul meu de vedere. Așa că da, de când am luat paleta asta, cred că am folosit-o de două ori, odată fiind că mi-am impus să încep să o folosesc și am ținut o lună în grămăjoara mea cu palete pe care le foloseam în luna respectivă, dar nu. Următorul produs care a câștigat titlul este această pudră de la Huda, care îmi place foarte mult. Nu despre asta este vorba, deci pudra este minunată, dar are două chestii care nu-mi plac. Se murdărește foarte ușor, sare peste tot, cred că se consumă jumătate numai pe mizeria pe care o face și pe unde ajunge. De obicei explodează când o deschid, dar pe lângă asta are și miros, un parfum destul de puternic. Mie îmi place personal, dar și mirosul știu că pentru multe persoane este o chestie negativă, așa că dacă vreți să o achiziționați, vă sfătuiesc întâi să o mirosiți în magazin, să vedeți cum vă împăcați cu mirosul acesta. Ea, cred că este pudra mea cea mai iubită ca pudră. Îmi place, cred că, cel mai mult, cea mai fină și mai delicioasă. Dar, v-am zis, ambalajul lasă mult de tot de dorit. M-am și gândit să o mut în alt ambalaj. Și pentru alte persoane care nu suportă mirosul, și acesta este un minus. Următorul item, da, este acesta. Un spray care trebuia să fie o fantezie colorată, plină de fructe și de tot felul. Și vreau să-mi iau toate aromele. Până când am citit că al doilea ingredient este alcoolul. Și al patrulea, tot un tip de alcool, parcă. Sau al cincilea, mă rog. Oricum, este plin de alcool. Deci, spray-ul ăsta e alcool peste alcool. Și eu nu sunt de acord să punem alcool pe față deloc. Așa că de când am aflat, am trecut peste faptul că arată super drăguț și că miroase uneori interesant. Și nu, nu mai folosesc așa ceva. Vreau să cumpăr unul și pentru giveaway. Nu. S-a dus spălat. Deci eu nu-l mai ating, nu-l pun pe față nimănui, nici nu să-l dau cadou vreodată. Asta e direct de dat la gunoi. Sau poate așa, să dau pe pensulă ca să iau niște fart cu el atât. Următorul laureat la acest premiu este această minunată. Uitați-vă la ce paletă frumoasă. Ziceți că nu este incredibilă, deci sincer, arată. Avem două highlightere care pentru banii pe care i-am plătit, nu știu, trebuia să fie ceva absolut deosebit, să fie măcar la nivelul celor de la MAC. Mie highlighterele astea nu mi se par cu nimic deosebite și cu atât mai puțin să fac atâția bani. Paleta asta a costat o droaie și v-am zis, pentru mine nu face nimic special, nu sunt urâte, nu pot să zic, Doamne ferește, ca la altele că îmi las o dungă sau ceva. Dar sunt niște highlightere banale pentru mine. Următoarele sunt aceste gene de la Huda.
care se destramă. Glumeam, nu? Cred că aia făcea parte din ambalaj și nu am luat. Ideea e că după ce înlăturăm această manșetă care e drăguță, într-un fel sau altul, deși este ieftinache, Doamne, deci astea, dacă vă duceți la tarabă, ambalajul ăsta e fix ambalaj de tarabă, în afară de faptul că i-a pus pe spate desenul ăsta. Serios, deci mi se pare cel mai chinezesc o ieftin ambalaj ever. Și genele, tot pardelea de păpușe, dacă vă uitați la ele, nu. Aveam mari așteptări de la ele și pe bune că sunt niște gene, nici pe ochi se vede că nu arată wow, nu. Ori nu mă prinde pe mine modelul, am încercat cu diferite machiaje, pe diferite tipuri de ochi, am încercat și la sora mea și la o prietenă. Pentru mine, cel puțin, eu nu o să mai cumpăr gene de la Huda Beauty, m-am lecuit, găsesc la tarabă gene mai reușite, care costă 5 lei, 8 lei, 10 lei. Următorul produs pe care eu l-am căutat ca o nebună și l-am vânat și l-am prins anul, cred că trecut de Black Friday, mi l-am dorit enorm, este această paletă. Probabil nu o mai găsiți, dar eu am zis că merită totuși să vă vorbesc, poate mai e cineva care și-o dorește, pentru că mie îmi plac culorile și asta avea culori și avea potențial foarte mare. Dar ce vreau eu să vă zic este că după o oră jumate așa, nuanțele toate se combină între ele și devine o singură nuanță pe ochi. Dacă pui 3-4 nuanțe, este o singură chestie, pământie sau habar n-am, se amestecă și nu. Deci paleta asta m-a dezamăgit foarte tare. Deși nuanțele aveau și finish-uri diferite și nuanțe ca lumea și ar fi trebuit să fie un vis pentru mine, nu știu, eu cel puțin Kat Von D nu mai vreau. Să continuăm în aceeași notă pozitivă. Și am un fond de ten LA Girl Pro Matte. Cealaltă variantă îmi place foarte mult. Asta, deci n-am reușit. Nu m-am reușit cu primere diferite. Cu orice aș folosi eu, nu-mi place cum vine pe ten. Deci mie nu îmi place. Rămâne parcă în grămăjoare. Nu, n-am. Deci am încercat în mai multe feluri, am dat șanse. Asta e, s-a dus. Nici nu am ce să vă mai zic despre el. Bun. Rujurile lichide de la Anastasia. Eu am Sad Girl. Pe lângă faptul că toată lumea știe că aceste rujuri lichide, buzele, sunt puțin mai pe partea aceea care usucă. Dar știam că au o formulă super bună. E, rujul ăsta este minunat. Arată într-un mare fel. Dar vreau să vă spun că se fărâmițează în ultimul hal, nu știu, și dacă dau un strat mai gros, și dacă dau un strat mai subțire, și împică atât de inestetic de pe buze și rămâne, nu. Deci nu am cum să recomand, doar așa dacă vreți să faceți două poze și apoi vi-l dați jos, altfel eu nu mi l-aș pune și după aia să ies cu el pe stradă. Și am să vă arăt când se va usca, poate o să vedeți clipirile, care un sclipici atât de frumos, el e așa prună, dar are sclipici roz în el, care când se usucă e, deci e un ruj foarte frumos, dar nu. Acum, fundul de ten ăsta de la Revolution Conceal and Define, iar am exact ca la fondul de ten, ăsta e concealer, am zis cumva fond de ten, ca și la fundul acela de ten oricum, tot așa nu mi se întinde uniform, nu-mi place, arată așa ca și cum e în grămăjoare. Pentru mine nu funcționează, nu știu, am auzit multă lume că spunea că e minunat, că seamănă cu cel de la Tarte, că... Ok, eu nu o să-l mai folosesc pe ăsta, îl folosesc doar ca bază, poate uneori pentru farul de ochi, dar nici măcar asta așa, ca să nu zic că l-arunc direct. Avem în continuare două palete câștigătoare, tot de la Makeup Revolution, o să credeți că am ceva cu ei, dar chiar nu. Îmi și plac. Asta e paleta a doua lui Soft. Prima îmi place foarte mult. Asta, în schimb, nu-mi place. Pur și simplu, nu e pe gustul meu. Nu-mi dau seama ce are. Nuanțele, pur și simplu, ea calitativ, e o paletă foarte bună. Dacă vă place genul ăsta de combinații de culori, cumpărați-o, liniștiți, e minunată. Mie nu mă înțeleg cu ele, frate. Și după, paleta tot de la Soft,
de iluminatoare. Toată lumea a lăudat aceste iluminatoare, că sunt minunate, că sunt cele mai wow. Nu-mi plac. Deci, nu știu, pe tenul meu lasă așa o peliculă albă, știți, chestia aia chalky, cretoasă, care când te uiți într-o parte se vede linie și nu e estetică, mi-e așa, îmi lasă astea. Nu înțeleg de ce, că toată lumea cea că sunt minunate, pe mine oricum, nu. Nici nu mă dau pe spate, nu e formula mea favorită și atunci nu am de ce să le folosesc, pentru că am atâtea highlightere care sunt minunate, încât ar fi o risipă să stau cu astea și să le folosesc. Și începe să se vadă luminița de la capătul tunelului. Mai avem doar o groază de câteva... Da, sunt obosită. Am aceste... Nici nu știu cum să le spun, de la LA Splash. Cum se numesc, doamne, că nu mai țin minte. Ah, Diamond Dust. Ar trebui să fie ca un pigment, ca un... Who knows what. Oricum, ideea e că ele arată super frumos, dar nu funcționează. Deci dacă pui o bază înainte, un glitter glue sau orice altceva, uitați-le cât de trupțele sunt, ar fi. E, dacă le aplici pe o bază, devin negre sau ceva de genul. Se duce tot sclipiciul ăsta, nu se mai vede și practic devin nimic. Nu sunt ca un pigment, nu reacționează ca un pigment. Ele ar fi super drăguțe la fel, dar or funcționa habar, nu am și nu reușesc, nu. Am încercat foarte mult timp să le fac să funcționeze pentru că îmi plac și au culori frumoase și nu știu ce a fost în capul meu de mi-a luat și atâtea, pentru că le-am luat pe rând. Dar am zis eu că atât de bune și de frumoase, știi, încât hai să dau eu vreo 70 de lei pe unul și mi-am luat mai multe. Și nu înțeleg, nu am văzut din prima că nu merg. Chiar așa îmi trebuia și roșu ăsta, ăsta e mat, nu. Și ăsta este rujul, nu știu dacă o să vedeți. Sper să se vadă ce vreau să explic eu despre nuanță. Bun. Mai am și un ruj de la Jouer, pe care toată lumea îl mega lăuda. Că e un topper. Deci mie nu-mi place genul ăsta de topper, mie îmi place un alt fel de luciu. Deci ăsta e pur și simplu shimmery, shimmery, shimmery. E o chestie atât de... Sper că vedeți. E foarte lucios, adică alterează foarte mult nuanța și transformă în ceva metalic, ceea ce pe mine nu mă interesează. Că mi-aș lua un ruj metalic și asta ar fi. Mai și pigmenții de la AMA. Iar un pigment cu care foarte greu lucrezi, se strâng, se... când îi aplici cu doar la început, mă refer, până să... Deci eu nu reușesc, nu, pentru mine nu au sens când există ingloți să mă chinui cu aștia, deși arătau foarte frumos și păreau, când i-am văzut și am văzut pe fetele alea, când îi testau, zici că erau Dumnezeu, dar nu. Și bineînțeles un Eos. Știți, veșnicul Eos. Am avut mai de mult, știam că nu-mi place formula Eos, dar am găsit eu pe Beauty Bay. Uitați, genul ăsta de Eos, dacă vedeți, e transparent. Se vede prin el. Și am zis, mamă, ăsta sigur are... Bine, l-a ronțăit copilaș. Am zis, ăsta sigur e deosebit, n-are cum să fie aceeași. Tot așa. Parcă mai rău, mi-o sucă buzele după. Și cu asta cred că am terminat. Mă bucur foarte mult că a stat alături de mine până la sfârșit, dacă a stat până aici. Vă pup, vă urez toate cele bune, să aveți cea mai frumoasă săptămână și vă aștept din nou pe canalul meu, probabil peste vreo 2 zile.